6 ulese, 7 împărțit la 54, iar în continuare mergem pe timp de picureală, nu ploaie, da? Către stația Suceava-Vest, unde vom filma 3 trenuri. Da, să se termine tunetul. 3 trenuri, mai exact, Interregio 1833 Iași-Timișoara Nord, Interregio 1838 Timișoara Nord Iași și Regio 5721 Suceava Câmpul Moldovenesc. Primul tren este pe la 8:20, avem timp și vom merge. A început să plouă puțin, se poate observa apa cum curge la vale. Nu plouă. Trebuie penalizat foarte serios. Ba da, nu. Asta e ploaie, nu numești picureală. Nu, asta e picurăt. Că asta e ploaie și nebună. Nu, nici măcar mai ud pe jos încă. Înțelegi? Și vom merge. Se poate observa un baraj. Baraj, un semi-baraj, nu? Baraj, curenți de apă. Da, nu contează, e super interesant. Apa o ia către șosea. Foarte interesant. Mă focalizează în puii mei. Nu mai vine nimic, mă? Nu. Hai, mă, trezi unul. Hai, mă, rapid unul. Transversăm. Trebuie să șterg obiectivul, mă. Ala, puii mei. Poate ne prinde unul live. Oricum suntem mulți, dar nu contează asta. Ia. Să vedem. Super șmecher. Așa. Ce trebuie de care batere? Interregio 1833 Iași-Timișoara Nord, tras de către locomotiva electrică 40-0666-4 de polul Suceava Nord și s-a dus. Coarna, că să nu-i pleacă la palet. da. Trenul Regio 5721 Suceava Câmpul Moldovenesc, tras din către Bobicul 113, tocmai s-a oprit în stația Suceava-Vest, iar în continuare vom merge înapoi către oraș, plimbarea s-a terminat.